Bună seara. Seara. Bună, Dan. Ți-am adus un buchețel. Mersi. Ah, ce frumos. Nu pot să cred. Cine s-a întors? Suntem la Club 99. Și să-ți băgăm. I-am făcut prank. Bă, tu ce pula mea ești măruț așa? O întreb câți bani face, ce bani? Și Shakira e cineva în viața ta? Așa vin babele, am o nepoată, pentru tine e numărul unu. Șar! Auzi, mă, pula în cur să-ți fie. Nu, mă, vezi, ca muriți la cred! Cine s-a întors? Oh! Roaster Post sezonul nou! Doamnă, venim! Roaster Post s-a întors. Dacă bullying-ul s-ar preda în școli, am trei băieți care ar merge la olimpiadă, oameni buni. Exact. Alex Dobrotă, Mirel Popinciuc și Bogdan Drăcea! Șerpii voștri preferați! Noi vă iubim, noi vă iubim! Oamenii și Mădălin Cârje, bineînțeles! Eu nu prea, să de ce să vă mint. Băieți, sunteți pregătiți pentru ce urmează? Adică să mergeți în țară cu acest turneu? Unde mergem în țară și când? Mergeți într-o săptămână, în 28. Noi filmăm în august, prostule. Da. Mergeți într-o săptămână, în 28-31, la Brașov, Cluj și Sibiu. Bravo. Nu n-aplaudați, că e diaspora. Nu puteam să facem acest episod, revenirea, cum s-ar spune, a Roaster Post sezonul nou, fără șarpele maestru. Regele. Șeful. Aplauze pentru Dan Frânculescu! Bună. Mare. Bună seara! Să trăiți, bună seara, haideți, luați-o! Stai, Petre, nu citi! Hai, uite-le! O mă facem stand-up comedy noi. Domnul Dan, bună seara, bine ați venit la această emisiune. În primul rând, înainte să dăm drumul, putem să vorbim despre paietele după tricou, tot? Ce? Ai paiete pe tricou. Paiete? Nu așa se cheamă astea? Credeam că sunt comestibile paietele. Vreau și eu porțe de paiete. Și pirsuri în tricou. Ți-a fost frică să ți le pui în față? Nu, dar aici am eu sfârcurile, bro. Drăcea știe cum e. Bună seara. Bună, Dan, ți-am adus un buchețel. Mersi. Ce frumos. Sper că e număr par. Nu, eu credeam că azi e în mormântarea. Să simt pentru incinerare. Mersi frumos. Ce frumos. Mulțumim frumos, ce drăguț. Și Stella Popescu. Mulțumim foarte mult. Ce frumos. Am aflat că e și frig aici cu ocazia asta, dar este ce mai departe. Nu s-a văzut pe cameră, nu s-a văzut pe cameră. Ce flori sunt astea, orhidee? Clarifica lui Frâncu, clarifica. Dați-mi dalea de decedat mai ieftine. Bă, sunteți pregătiți? Da, hai să... Dă-i un follow lui Frâncu mai întâi. Și de pe contul tău. Mihai, e numele tău Mihai Gură de Rai? Nu, așa ce mică. Mamă. Cât de greșit e să-mi bambă. Este atât de greșit, băi. Este atât de rău. Puteai să zici da. Te credeam toți, pula. Așa am zice tataie. Dar era tare să aud din spate. Da, așa îi zic. Uite la acolo. Uite, da, mă, uite, chiar... Auzi, uite la aia de mijloc, când umflă ultimul balon. Bă, tu chiar îți bagi gura în orice, să-mi bag. Microfonul ăla stă o dată în față, o dată în spate. Am zis pas la HPV și azi vă pup, mergi mai departe. Încă o zi reușită. Bă, băiatule, bă. Ești cu iubita aici? Da. Ia, cum și ea e cu tine, gen, pe bune? Adică... E Maria? Da. Maria, ești tu înscrisă la muială? Da. Puteți să te acces... Auzi, din oficiu, de când e cu el, e scris la muială, sărac ca noi. Și tu nu i-ai cerut niciodată să schimbe username-ul? El e Mihai Gură de Aur, ea e Bianca Labi de Argint. Fiecare chestiile lor. Urechi de aur. Nu, băi, e Gură de Aur că coclește. Dar sunteți frați sau... Pare că ați fost de aia, știi, uniți la cap și despărțiți la momentul ăsta.
Nis la cap. Au avut o campanie de aia pe Facebook să-i despartă cu dații banul, să frate, că ne trebuie ferăstrău din Germania. Fiecare pe drumul lui și ei toți s-au combinat, bă, că ți-ai pula. Oamenii au donat să despartă, da, și ei s-au combinat. Bă, vezi că aici e, era minoră deja, du-te mai sus când... Zici? Da. N-avem, n-avem voie. Câți ani aveți? S-a zis cu aia, nu? Are dreptate, dacă da, nici frâncul nu mi le simte, să mă arăt. În capa și gura voastră. Băi, cine, mă? Cine? Bă, știi care e secretul? Trebuie să le numeri cerculesele, ca la copaci. Mamă, sper că n-am înțeles. Doresc să nu fi înțeles de ce trebuie. Sper că n-am înțeles. Și mulțumim cuplului Gură de Aur. Asta clar. Matei Cioaca. Wow, damn. O, e giuta... ce ăla? E giutarist, ai zis ce mai... ce e ăla? Guitarist. Guitarist? Guitarist. E guitarist? E aici, în față. Ești chiar guitarist la trupa Iris? Și cum e să ai grupis doar babe? Asta. Acolo, în primul rând, tot, te fut nu, după da, show. Cum e să cânti pe bonuri, Sodexo? E singurul rocker cu corega la el, să mă... Hei, corega, ce faci? Da, de cât timp ești în trupa Iris? Și cum te simți știind că cineva a murit ca să intri tu în tine? No. Aoleu! Nu, no, că a murit cineva! Aoleu! Pare că te-au luat pentru organe, că par sănătos așa la nu l-au întrebat cum cântă, l-au întrebat cum stai cu sportul. Lasă chitara, dă-o dracu, rinichea asta cu ei. Mamă, ești de, wow, chiar e nevoie de atâta energie pentru babele alea? Cred că poți să stai jos, să dai din chitara aia până la mea. Nu e, mă, că trebuie să le mai trezesc, adică nu mai dă o dată tare. Dar tu dădeai din pleată sau așa aveai părul făcut? Sunt mai multe unghiuri acolo. O, frumos, iau-te, îl ținea să nu zboare. Nu, aici ai dădeu, în a doua ai dădeu avânt să zboare. Sper că fura benzină pentru domnul... Te verifica ca aia la CFR, dădea cu ciocanul în avion. Dar ce ați scris cu avionul la pe cer? Muie Phoenix? La 10, când se duc colegii trupă la culcare, tu ce faci? El strânge remiu. Le organizează pastilele. Ușor, ușor. Ești cel mai tânăr din trupă, nu? E singurul tânăr din trupă. Ești cel mai tânăr, e singurul tânăr din trupă. Hai să o dăm pe șleau. Hai să ne mai căcăm pe noi. Și dorm singur în cameră sau auzi? Sigur că sforă ea, orică e să-ți faci pula dacă... Hai de brânea, Cristi, că ți-am curățat cateterul. Dar și... le mai bea, nea Cristi, le bea. Opa. Gură mică de aur. Aici ești de mom. Aici credea că e Minculescu. Nepoata care-i babe de la concert. Așa vin babele, am o nepoată. Pentru tine e numărul 1. Tot așa ca tine, cu părul mai lung. E bine. E nebunia asta voastră cu părul mare, nu mă interesează. S-a dat vreo doamnă mai în vârstă la tine vreodată? Da. Da. Și arata semizeu, dă-l în pula mea, sigur s-au dat. Sigur s-au păi dat. Și zi sincer, ai fost la moaște până acum? Și cum combinăm babele? Care e replica de agățat? Orice babă îi deschid. Dă și mie pula să o țin în capot. E vreo șansă să fii dat afară din Iris după episodul ăsta? Nu, nu se uită, n-au nevoie. Da, nu intră aia pe site-ul youtube.com, men, n-au treabă. Trebuia să mai scrie... A, dar chiar te cheamă Shakira în buletin? Da. Ok. Că ai mei nu știau cum se scrie Shakira, a fost o fază mai nasoală. Și frate meu Picu. Picu! Picu? Tu ai fost cumva aici în Anglia? Că dacă nu mergem noi pe 29 Anglia, pe 30. Bravo. Și pe 1. Bravo. Londra, Dublin și Birmingham, bilete în descriere. Să ne întoarcem la Roster Post. Auzi, da, așa plictisitorii și basketul feminin, cum e profilul ăsta, scuze că... chiar faci basket de performanță sau hobby?
Și ce vârstă ai? Se câștigă? Meciuri nu prea. Bravo. Dar nu ai la descriere. De obicei... Bă, tu ce pula mea ești măruță așa? O întreb câți bani face, ce... Și Shakira e cineva în viața ta? Top 3 oameni pe care nu-i suporți de pe scena asta. Și un soț picat repede. Mulțumim foarte mult pentru prezența, Shakira. Și eu cred că e singura Shakira din România. Mai cunoști pe cineva cu numele Shakira? De asta e special. Eu, dar sora mea tot Shakira o cheamă. Nu, dar sora lui Mirel, dacă ar fi avut lejerii, putea fi Shakira. Nu, pe sora lui Mirel o chema Știința. Guys, bitches. E aici, a ridicat o mână, da, l-am văzut eu. Mamă, Macanache de buget să-mi va. Mai aveți, mă, poză cu 20 de milioane, amărâților. Da. Încă 3 piese scoase, dar erau la strung, nu la vică. A venit patronul cu banii pe 3 luni. Alo, Caragiale, la la muie. Mai știi, doamna de mate, când ziceai că o să fiu un terminat? Ia uite, mă! Ia uite, mă! Nu știu să-i număr, ia dar uite, e mult! Jumate chirie! Jumate! Vezi, Căică, dacă îi băgai pe contul de economii, stăteai pe 16 lei acum, încați așa. În 20 de ani, pe ce 8 lei? Pare că ai fost la România au talent. Zi, mă! Da, pare... Da, dar tot... Pare în cazul social l-ai avea. Am fost, dar am făcut doar flotări. Am făcut 80 de flotări. Am probat cămăși. Uite, uite, mă. Aici mă împișe la graffiti. Lisabona 2006. Viitorul Gagica lui Zendaya să-mi va mâna dacă nu. M-a scos Alvamaru. Să-mi va pula în banana lor, că n-am văzut ce-a însemnat. Mi-e frică. Dar tu când le iei așa pe tine, nu te uiți un pic. Nu te gândești deloc. Chiar n-ai oglindă la intrare. O merge, mă, tricou ăsta psihedelic cu blugești. Eu cred că pune dimineața pe story. Cine mă îmbracă azi, guys? Oh, damn. Oh, așa, da, tată, în sfârșit. Când te încingi la grătarul ăla un pic așa, știm cu toții. Pare... Pune pe Sorine, dă-te în pula mea. Pare că e concurs care dă primul jos prosopul, doar fără mâini. Dar doar cu puterea mâini, minții. Da. Nu, el făcea o nu să nu-mi cadă prosopul. Da, da. Nu, era, ia vezi, om, am făcut bine la subraț. Pare așa găsesc mucegai când las salamul mai mult de 2 luni. Frate, la, bă, curs mucegaiul și-l mănânc sau îl arunc? Ca mai... Ai văzut unde scrie ca Vali. Vali e un coleg de-al lui. S-a îmbrăcat la fel ca el. Dacă mă jucați cu mingea aia, vă sparg. Ia, trebuie fata acum. Bă, stai, tu mai ai de băut, frâncule? Bă, și nu mai vrei? Tipic. Haide, fie. Ai tu om? Roagă, colegii de la bar, sunteți pe fază? Careva? E pișem pe emisiunea voastră. Uite. A nimeni de la bar nu e prezent? Lucrează cineva la The Full? Dar tu n-ai numărul cuiva de la bar? Ba da, zice. Se dujinesc? Sună, da. Păi stai, mă, Drăcea, dă-i mai multe variante. Îl sun pe ăla de la bar sau... O sun pe... Mă, da, zici că... Alo, salut, ce faci? Bine. Ești la bar cumva? Poți să ne aduci și nouă, te rog, când te întorci 2 pahare de vin alb cu apă minerală? Și un draft și lime. A venit Claudia. Da, mulțumim. Nu mai trebuie. Suntem la Club 99. Și să zbăgăm. I-am făcut prank. Sara, ești în sală? Bună, Sara. Bun. Auzi, asta e, pare un snapshot când ești caseriță la o bancă de spermuști. Da, ia dumneavoastră, mergi mai departe. Nu, asta e veche de 3 zile, nu-mi primim. Domnul Prufulescu, asta nu e dumneavoastră, ce să se... Că eu vă știu. Fumător? Auzi, bă, sunteți capricorn? Ce mâini ciudate are fata asta. Da, să încerca să fac așa, dar cu picioarele, știi? Cel mai tare e la All Inclusive, în moi călcâiele în piscina asta, dar numai. Opa, un băiat în spatele tău. Ăsta era la care vindea porumb pe plajă.
ziceți, da, chiar nu vreți un porumb, domnișoare? Doi cu sare și o smelică. Hai mă, lasă-mă în pace, nebunule. Stai așa, băiatul ăla, Eduard Foto, ne-a băgat la Close Friends. Dobrătă nu prea are prieteni și sare în ochi asta cu Close Friends. Ți-a dat follow doar pentru emisiunea asta, ești conștient de asta, nu? L-a pus pe Bobonete, mă, și pe Vadim. Aaaa. Nu, i-ai dat prea mult loc. Ia vezi, bro, ce zice domnul. Citesc eu, Cârge, hai. Citește, nu, lasă-l pe Cârge, citește tu, Cârge. Că eu am citit, citește tu. Citește, nu, liniștit. Când eram mic, locuiam la bunici la țară. Acolo era frumos, avea bunicul livada de mere, per, cireș, gutui. Avea și animale. Bunicul avea găini, porci, cai, miei, coaiele în gură și cârge. Hai mă, suntem bună, Vere! Ei, coaile în gură. Tavi Ursescu e aici? Ce bun a fost. Ex-video editor la Antena 1? Tu e făcut mă celebri pe Vulpița și pe Viorel, fute-te în gură să te fut. Mai, de ce nu mai lucrezi? Ce s-a întâmplat? Mirela Vaida ceva? Cum a fost când te-ai dezbrăcat și ai aruncat piatra aia după Mirela? Păi, cu mânuțele astea, mă, a pus aplauze la umor la bucata ta. Auzi, e de un pic înapoi. Da, nu, poți să uită în telefon. Nu, mai, dă mai sus. Când vin ajutoarele. La antenă. Când te dai ucrainean. E de un pic mai sus. Nu-mi vine, dai frumos. La aia cu telefonul. Auzi? Asta? Deschide și mie telefonul, că avem fața la fel. Să vedem frumos. Uber. Cel mai ciudat client pe care l-am avut vreodată. L-am prins pe ăsta mic, eu-l duc. Să-mi bă, pula asta, nu știe filme, nu știe nimic. Ăsta nu e la mă, Azbula, sau cum îi zice? L-am întrebat de vreo. Parcă mai ieri făceai primii pași și gângurai primele vorbe. Asta am scris și eu prietenei mele anul ăsta. S-au dus la Becali să-l colinde și a lăsat să facă o poză cu canapelele. Băgați-o pe aia cu steaua. Stați aproape că la distanță nu văd. Nu da grele-i microfonele la ăștia să mă... Suntem aici la școala ajutătoare numărul 6. Când la 7 e balul bobocilor și la 9 trebuie să interviuri la țară. În spate a pictat talentul local Van Gogh. Când la 3 a avut accident cu duba de la antenă și s-a pus ăla la gât să țină gâtul. Eu zis, nu da și mie o cameră de filmat, nu, ține căcat o seamă. Dar vezi ce ceasare, zici că e brățară de aia de picior de pedofil. I-a pus-o la mână că avea picioarele prea subțiri. Uite, ai ceva cu helanca asta pe gât. Da. E maletă. E sigur ce a zis el acum, în 7 acolo. E singurul copil de la care a plecat Moș Crăciun să pișe. Asta e după ce s-a terminat emisiunea, a rămas el un pic cu bradul. Dar să vezi că bradul ăla zici că are două coaie inflamate. Doamne. Ai din cauza accidentării te-ai stat de fotbal? Și jucam și foarte prost. Asta pare că... Mulțumim foarte mult, Avi. Mulțumim foarte mult că ai venit. Și mai ales îți mulțumim că ai plecat de la antenă. Ce prost. Bine, nici n-am jucat niciodată titular, dar... Adam Miller. What the fuck? Mil mai ia. Dar seamănă cu ăla de la taxi, Adam Miller, nu știu da. Dar toți arată la fel ca ăștia care cântă cu ei singuri cu o chitară. Mamă, idolul tău în viață. Dar nu cred că mai era în viață, vezi, ai greșit capture-ul. Auzi, dar vezi că poți să-ți vezi pizda și în oglindă. Fă și mie o poză să pară că țin soarele. Aici, când e interviul la Lidl. El nu era fericit că a terminat facultatea. Cum să scrie, fă, absolvent? Absolvent. Mai tai oficial. Vezi că pare că știe bătaie. Hai că... O să... Eu... Ești dar aici? E mai tai. Mai tai și stai, tu, mă, un pic. Ești aici? Este. Și da, știi bătaie?
Mulțumim mult de tot. Super tare, profilul. Tare. Dar vezi, totuși, mâna exprimă agresivitate, dar e cea mai blândă privire vreodată. Uite, păi, te-ai bătut cu 6ix9ine? Înainte să fie gras. Sunteți antrenori? Bănuiesc că la vârsta dumneavoastră nu mai aveți adversari. Ați fost? Păi vină în coapă. Ești pensionar, hă? A glumit. Cârge mi-a zis să zic gluma. Cârge mi-a zis. Bă, dar stai, aveți copil? Om, îți dai seama ce n-aș mai dacă îl bate cu cureaua? Mă mir că nu s-a dus lângă tablou să facă așa. Sau măcar băiatul din tablou. La Mona Lisa. O bat pe asta mică? Da, că dacă-i futuna. Harry Potter sau Cătălin Talent, nu-mi dau seama, dar e unul din Cătălin ei. Cătălin Talent. Dar ai chestia asta de bătrân, să stai în toate pozele așa? E... Sau faci poze doar iarna? Da, e de la care prinde libelule și le duce la tine. Le duce la liderul lui. Și de ce solo? De la solom la labă. Și-am plecat! Bună seara! Victor Oboga, ești aici? Oboga în pizdă, mă zic. orice are frâng, dar ține numele și... Nu mai deschide Instagram-uri, aruncați voi nume de familie din sală. Popescu, suși pula și mine. Work Finance, hai mâncați aici, hai strângeți toți câte o țigară să-i dăm. Haideți să ne organizăm. Care-i trompa mea, care-i trompa lui? E elefantul mic sau ai tu 4 metri? Stătea în genunchi elefantul meu. Da. S-a dus la elefant și a zis, 1, 2, 3, 4. Zici că e intro de la melodia Romeo Fantastic, știi? Cu bună, fetelor, de ce stați toate dezbrăcate? Dar ăla-i tatuaj pe umăr sau te-a lovit un cal în umăr când era mic? Uite, sună măta. A vrut să scrie pentru mama și finul, dar a greșit literele. E Dorian Popa în zilelor noastre. Un Dorian Popa nu, cu sensibilități. Nu, nu e Dorian Popa al zilelor călărașului. Strig la cer în durere. Auzi, mă, maimuța a făcut selfie-ul ăsta. Lasă-mă, bă, că nu știi nimic, că dă tempul la fete. O, da, ești prun, român, o, da, este... prun, ești, bă, român, român, să mă arăt. Dă-te când, bă, mă doare spatele. Poți să înțeleg de ce. Un pe, pic halep, pe, pe mine, nu poza. Auzi, mă, ghiși cum sunt făcute urmele de nisip din stânga. A făcut flotări în pula mea. Okay, okay. Ai locuit în Bali? Cât timp? Destul pentru o viață de Instagram. Bă, da. Și acum ești în România, nu? Da. Ia lua mintea țâțele. Da. cu mine. De mine zici. Și acum ești în România? Mamă. Ce prost. Du-te, du-i florile. Acolo nu mai putea să se ridice, jur. Vă rog eu frumos. Life in Bali. Căzută pe jos prin nisip. A cântat la zilele Baliului. A făcut voltaj și cu Delia. A avut un șar. Și șerpi au ieșit când au văzut. Auzi, mă, un pic, pare că s-a căcat un mangaliot acolo. Mami, pot să primesc o figură? Ai 34 de ani cu aia, plec odată în pula mea din casă. Mamă, ce pula mea, l-am cerut pe Thor. Oh my God, it's Aquaman. Am zis Wonder Woman, nu Iron Man, mami.
Vaccin la Sfierbinți. Era secție de vaccin acolo? Da. Fix în, la Bobiță în... Da, exact. No, ca să dea un plus de încredere. I-a făcut așa, Japonia! Mamă, pare evanghelist de la care îți dă Biblie, dar pe iPad. Uite aici pictură, mi-a plăcut. Ce-a dus tu pictură? Am fost la muzeu. Poți trei de ani cu băiatul ăsta? A fost la ziua lui Benjamin Button. Sărac. Dar uite asta, asta cu aia. Și că familionul și e singur cu băiatul ăla, să mă apula. Și a făcut poza cu timerul. Dar uite asta, înainte uite să-l împăieze. Mamă, da, aici. Hai să mă îmbrac într-o față de masă. Da, da. Să mă îmbrac într-un scaun de autobuz. De autocar, exact. Gata, tată. Am luat permisul. Hai. Gata, tată, să vin a opta. Muie Giogra. El era cu era dirigintele lui, care avea 26 de ani. Mulțumesc, domnul. Mai ai mustața asta în prezent? Și v-ați deghizat în nebuni, ce până la bani. Ne-am deghizat în boli psihice. Și am ieșit pe stradă. Mamă, ce mă excită Crăciunul, să-mi bag. Mamă, ce te leg de ușă, capradu. Mamă, deci când ai pus beoful ăla pe masă, nu mai puteam. Aici tocmai m-a dedus rând ăla cu pumnul, știi cum? Și ai șiși să mă luăm! Ești mi-un porcorn? Porcorn! Avea și plovărul ăla care l-a convins măsa că-i stă bine. Da. Doar ai. Pentru că l-a scos după bunică să-l de spumare. Petrică Mâțu stoia și altul. Și Enceanu. Da. Auzi, mă, cum se cheamă asta? Ie, pula în cursă-ți fie. Ăsta a fost rău ce fac, oameni buni. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. Pula în cursă-ți fie. Hai să primim sezonul nou de Roaster Post cu like, share, subscribe. Vă mulțumim foarte mult. Aplauze pentru voi că ați fost în seara asta aici. Nice! Nu uitați că ne vedem la Cluj, Brașov, Sibiu. O să fie toată toamna și în iarnă un sezon nou de Roaster Post. Frâncu, îți mulțumim foarte mult că ai fost aici. God bless. Pentru că emisiunea asta se bazează pe luat Instagram-uri la puricat. O să luăm și Instagram-ul domnul Dan Frânculescu foarte puțin, să vedem dacă găsim ceva. M-am speriat că ești în mesajele mele pentru un moment. Păi, și câine, ăsta e câinele, nu? Da. Să mor tu, câștigat... ești cu câinele meu, ce mă? A câștigat o excursie cu mine în Filipine. Azi, măcar așa să mai mănânc și eu. Nu mai știi, Drăcea, tu ai făcut campania. Bă, partea bună e că pare că plânge. Nu-l place pe Frâncu, ai noroc. Am dat peste asta pe a doi, ziceți voi ce e. Mi-o gătit și mie, poți să crezi. Mi-o face și mie în sânge. Și lanțul pare că e la o bicicletă de pe a doi, ce l-a depășit. Mamă, ce mare e imensă înghețata aia. Super mare. Ce îți dai, mi-l imaginez doar ce, cum s-a întâmplat înaintea pozei, că a stat el așa pe șezlong, s-a uitat pe jos, a văzut, hei, scoi, că asta s-ar potrivi. S-ar potrivi. Ce bă, de trei zile mergeam cu ea. Căutai una ca să pui sus, peste cornet. Coaie, are Mani Zamfir, a scris genială poza, sărat. Dar uite, bă, uite acolo, pe mine încep să mă sperii, dacă nu le citeam atunci. E ciudat că îți citesc descrierile și parcă te și aud zicându-le. Ce pula mea e ciudat? Că nu înțeleg. A, nu, asta face toată lumea? Da, așa funcționează textul. La majora la fime. Da. De ce să dăm bani pe DJ? Am eu laptop. Mai chem un băiat dubios de 40 de ani plus. Punem de dracu iese. Cum să punem un screensaver-ul ăsta? Băga mai ciudat. Vreau pula cu plajă. Adică dădeam un soliter. Da, dădeam. Asta e Frâncu, când juca soliterul la versiunea aia, când termina jocul, îi apărea o femeie în țițele goale. Da, nu, se juca ala, se juca ala cu lăzile de bere, de dezbrăcai. Am fost șofer la Pride. Așa arată Sfântul Petru când te ia în rai, să-mi bag. Cu ripiarele. Sa. Așa mă simt și lângă prezervativ. Lasă. În câțiva ani conduce cu ungerii.
Eu sper să prindă difuzarea. Cu aripă pe dreapta. Bătrâne, să fii fericit. Aplauze pentru Popiciuc, Dobrotă, Drăcea de fiecare dată, nelipsit aproape. Sunteți minunat, ne vedem la ne vedem la episodul următor. Seară frumoasă. Pa! Mulțumim mult! Pupicii!